Ne conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Joi 11 noiembrie, în comemorarea Sfântului Martin, episcop de Tur, mare sărbătoare va fi la Iași pentru întreaga dieceză, dar pentru întreaga biserică, întrucât Monseniorul Petrusescu va fi hirotonit episcop prin impunerea mâinilor preasfințitului Iosif Păuleț, episcop de Iași, în cadrul unei sfinte liturghii solemne, care va fi celebrată în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, începând cu ora 10:30. Preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit de Iași, înalt preasfințit Sfântul Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de București, vor fi co-consacratori, iar la celebrare vor participa înalt preasfințitul Miguel Mauri Bândia, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, alți 8 episcopi, sute de preoți, oficialități, persoane consacrate, dar și credincioși laici care vor să ia parte la sărbătoarea noastră. Încercăm și noi să ne pregătim și să înțelegem mai bine de ce este atât de important pentru dieceza noastră, pentru noi toți, pentru fiecare credincios din dieceza de Iași, momentul de mâine, joi 11 noiembrie. Și în acest sens mă bucur să continuăm această pregătire cu un nou invitat. De această dată îl avem alături de noi pe preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei romano-catolice de Iași. Lăuda să fie Iisus, bine ne reîntâlnim cu ascultătorii RCS FM. În vecii vecilor, amin, și bine ne reîntâlnim, într-adevăr, la microfonul acestui post de radio și totodată pentru transmisia la televiziunea pe care o avem la București. Bun găsit tuturor și Dumnezeu să ne binecuvânteze! Ne binecuvântează și cred chiar și momentul pe care îl vom trăi este un moment de binecuvântare și în acest sens aș dori să pornim dialogul nostru întrebându-vă de ce e important să privim acest moment, Sfânta Liturghie de mâine cu hirotonirea episcopală a Monseniorului Petrusescu, ca un moment de har, ca un moment prin care se manifestă grija lui Dumnezeu de a trimite noi păstori, așa cum vă începeați și dumneavoastră mesajul dedicat sărbătorii de mâine. Orice celebrare liturgică, religioasă, este moment de har, de binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Noi credem și am învățat de mici la catehism, credem în providența divină sau pronia cerească, cum îi mai spunem, prin care înțelegem, între altele, și această grijă permanentă pe care Dumnezeu o are față de creație și în creație, mai ales față de noi oamenii, capodopera creației vizibile a lui Dumnezeu. De aceea, celebrarea de mâine, din sărbătoarea Sfântului Martin, este o sărbătoare sau un moment de har și de binecuvântare din partea lui Dumnezeu, pentru care trebuie să-i mulțumim și în același timp să-l rugăm să ne ajute ca aceste momente de har, de binecuvântare, să ne fie de mare folos nouă, pământenilor, pentru a păstra mereu legătura cu Dumnezeu și pentru a-i da cult. Dar ce înseamnă pentru dieceza de Iași prezența unui episcop auxiliar? De ce era nevoie, pe de o parte, înțelegând sau pornind și de la faptul că știm dieceza de Iași este o dieceză numeroasă, cu multiple realități, atât în țară cât și în străinătate, cum să înțelegem această nevoie? Da, episcopul auxiliar este un mare ajutor pentru episcopul diecezan. Ceea ce a spus mai înainte, dieceza de Iași, fiind o dieceză foarte extinsă, cu multe parohii, 160 de parohii, ținând cont de activitatea laborioasă din această dieceză, este greu pentru o singură persoană, pentru episcopul diecezan, să facă față cât mai bine acestor datorii, acestor necesități și tocmai de aceea, în cererea pe care am făcut-o Sfântului Părinte, am specificat faptul acesta că este o dieceză cu extindere mare, cu un număr mare de parohii care
De exemplu, în jur de 40 de parohii cer în fiecare an episcopului să vină pentru a administra taina Sfântului Mir. Unde mai punem faptul că episcopul are datoria să viziteze, să facă așa numitele vizite pastorale în fiecare parohie. Se adaugă aici numărul mare de congregații, de ordine religioase, de asociații care în fiecare necesită o îngrijire și o atenție din partea păstorului, adică a episcopului. În plus, ceea ce spuneați mai înainte, avem și diaspora, atâția credincioși de-ai noștri care au plecat în foarte multe țări și în unele sunt chiar în număr impresionant de mare. Noi am trimis acolo preoți, dar așteaptă măcar la evenimentele mai deosebite să fie prezent și episcopul. Datorită acestor activități așa de multe, episcopul diecezan are nevoie de un ajutor și acesta este episcopul auxiliar. Tocmai de aceea îi mulțumim lui Dumnezeu, îi mulțumim Sfântului Părinte. De fapt, Dumnezeu, prin Sfântul Părinte, ne dă acest ajutor pe episcopul auxiliar, care mâine va primi consacrarea episcopală. Pentru că un episcop nu se ocupă doar de administrare, se ocupă și de pastorație și atunci, din start, activitățile sunt mult mai multe. Și în acest sens aș trece sau aș reveni din nou la mesajul pe care l-ați dat cu ocazia sărbătorii de mâine și în care scriați că păstorirea poporului lui Dumnezeu este o nobilă misiune care trebuie împlinită cu multă iubire și responsabilitate. De ce iubire, de ce responsabilitate, preasfințite? Da, într-adevăr, slujirea de episcop este o slujire nobilă care trebuie îndeplinită cât mai bine, cu har, într-adevăr. Am specificat acest lucru în scrisoarea mea pentru că realmente nu putem vorbi despre o pastorație rodnică în cazul unui episcop, o înflorirea diecezei, mai ales din punct de vedere spiritual, dacă în activitatea sa episcopul nu pune suflet, nu pune iubire și nu este conștient de responsabilitatea pe care o are pentru păstorirea poporului lui Dumnezeu. Este exact ca într-o familie, unde este iubire și este responsabilitate din partea soților, dar și a copiilor. Acolo lucrurile merg bine și familia se bucură de prosperitate și trăiește în pace și armonie. Așa și în această familie extinsă care este dieceza, dacă episcopul diecezan împreună cu episcopul auxiliar lucrează cu iubire și cu responsabilitate, Dumnezeu dă binecuvântare și har și, într-adevăr, dieceza se bucură de înflorire spirituală, în primul rând, că asta vreau eu din toată inima, ca Dumnezeu să ne ajute să progresăm în cele spirituale și credincioșii să se bucure de harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Ar mai fi un aspect legat de ziua de mâine, ziua hirotonirii Monseniorului Petrusescu, și anume faptul că se va desfășura chiar în comemorarea Sfântului Martin, episcop de Tur. Și v-aș întreba pe de-o parte la ce ne invită această sărbătoare și pe de altă parte, iată, Sfântul Martin a fost un episcop, deci ce ne învață Sfântul Martin despre rolul unui episcop? Sfântul Martin de Tur, că mai sunt și alți sfinți martiri, Sfântul Martin de Tur, pe care să îl comemorăm mâine, este un sfânt care a trăit cu multe veacuri înaintea noastră, a trăit în veacul al IV-lea, dar a desfășurat o activitate extraordinar de frumoasă și amintirea lui a rămas vie în poporul lui Dumnezeu, în biserică. Se remarcă mai ales prin gesturile sale de caritate, dar și printr-o activitate apostolică, pastorală, intensă la vremea aceea, el întemeiind, între altele, și o mănăstire la Marmutie, în care călugării aveau misiunea să-l susțină în activitatea sa pastorală. Este cunoscut cazul Sfântului Martin când era încă tânăr, era catehumen, el se trage din părinți păgâni, cunoscând religia creștină și voind să o îmbrățișeze, a urmat cursul de pregătire numit catehumenat
Și în perioada aceea el era soldat și a întâlnit, așa cum știm, și impresionant exemplul acesta din viața lui, un sărac la Amiens care nu avea haină pe el și tremurea de frig. El a luat mantaua și cu sabia a tăiat-o în două și jumătate a dat săracului, jumătate a păstrat-o pentru sine. Un gest impresionant de caritate. Eu vreau să menționez aici faptul că părintele care va fi mâine hirotonit ca episcop, părintele Petru Sescu, se remarcă în viața lui prin activitate caritativă și dacă l-a ales pe Sfântul Martin sau ziua comemorării Sfântului Martin ca zi a consacrării sale episcopale, nu a făcut-o întâmplător și am toată convingerea că Sfântul Martin, episcop, îl va ajuta să fie un episcop bun, să trăiască caritatea, să fie un episcop cu o bogată activitate pastorală și în special caritativă. Preasfințite, dar ce reprezintă pentru un episcop ziua hirotonirii episcopale? Pentru că este cumva plinătatea preoției, este a treia treaptă, nu-i așa, după hirotonirea diaconală, apoi sacerdotală și episcopală, și apoi v-aș întreba cum ați trăit dumneavoastră această zi. Da, ziua hirotonirii episcopale este una din zilele cele mai frumoase din viața unui om care este chemat la o asemenea slujire, una din marile zile și importante, zi de referință în toată viața lui. Eu mi-aduc aminte cu mare bucurie de această zi, a fost o zi de har și de binecuvântare, nu doar pentru mine, dar și pentru poporul creștin în fruntea căruia am fost pus, așa și părintele, care îmi va fi de mare ajutor și va activa ca auxiliar al diecezii de Iași. El va păstra cu vie, cu multă bucurie în viața lui, ca amintire, ziua consacrării sale episcopale. Și spuneam că îmi aduc aminte cu multă bucurie în fiecare an, mai ales când aniversez ziua hirotonirii, ca o zi de har și de binecuvântare, și îi mulțumesc lui Dumnezeu și îl rog să mă susțină cu harul său ca să fiu într-adevăr un episcop la înălțimea chemării mele. Și cumva, făcând legătura pe de-o parte cu această experiență, pe de altă parte și cu ziua de mâine, ce gând, ce îndemn ați avea pentru monseniorul Petru Sescu? Eu aș spune așa, în rezumat, cu un îndemn frumos și părintesc părintelui, să fie bun și sfânt. Noi ne ferim de multe ori creștinii să folosim cuvântul sfânt, parcă ar părea ceva demodat, dar eu insist de multe ori și îl folosesc deseori fără să-mi fie jenă să-l pronunț: Doamne, ajută-mă să fiu sfânt. De fapt, chemarea la sfințenie este chemare universală, cum spune Dumnezeu: fiți sfinți pentru că eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. Și apoi Iisus, care reia cuvintele din Vechiul Legământ și adaugă: fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru din cerul este desăvârșit. Îl îndemn și îi urez părintelui să fie într-adevăr un episcop bun și sfânt. Dacă ne amintim de cuvintele lui Cogălnicianu adresate lui Cuza: fii bun, Maria ta! Așa îi spun și eu părintelui: fii bun, Maria ta! Într-adevăr, prin primirea acestui dar, episcopatul, părintele devine, să spunem, mare, mare în ochii lui Dumnezeu, în ochii oamenilor, dar această demnitate mare pe care o primește trebuie să-l determine să fie și bun, bun și sfânt. Așa că îi spun așa: părinte Petru, fii bun și sfânt. Ziua de mâine va fi o sărbătoare și un moment de har, este adevărat, pentru monseniorul Petru Sescu, dar nu doar pentru el, și pentru întreaga dieceză. Până la urmă e o nouă pagină din istoria diecezei romano-catolice de Iași și este o zi importantă pentru fiecare credincios care face parte din această dieceză. Și în acest sens v-aș ruga pe final să adresați un gând și un îndemn și pentru cei care ne ascultă, pentru cei care fie se pregătesc să vină în mod fizic la această sărbătoare, fie se vor uni în rugăciune
rugăciune de acasă, de la casele lor sau din parohiile lor. Da, îndemnul meu este pentru toți cei care alcătuiesc dieceza de Iași în primul rând și cei care simpatizează religia, credința noastră, îndemnul meu este să se roage, să se roage pentru noul episcop, să se roage pentru mine, noi ne rugăm pentru poporul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu să se roage pentru noi, pentru că în felul acesta formăm o forță. Când Dumnezeu e cu noi, cine e împotriva noastră? Și rugăciunea îl atrage pe Dumnezeu în mijlocul nostru și ne dă curajul, forța, puterea aceasta de a ne îndeplini cât mai bine datoriile. Așa că ziua de mâine, zi de mare bucurie și de sărbătoare pentru deceza noastră, să fie o zi de har și binecuvântare și îndemnul meu pentru toți este să fim mereu uniți în rugăciune. Să rămânem așadar uniți în rugăciune. Mulțumim, preasfințite, pentru aceste puncte de reflecție, dar cred eu sunt importante pentru a înțelege celebrarea de mâine, nu doar ca pe ceva formal, nu doar ca pe ceva ce ne dorim să fie frumos, dar ca pe ceva care să ne întărească și, cum spunea și dumneavoastră, să ne ajute să progresăm în cele spirituale. Mulțumim mult pentru prezență și spor în continuare în pregătire și o sărbătoare binecuvântată mâine. Mulțumesc frumos! Lăudat să fie Iisus Hristos! În vecii vecilor, amin! Îi mulțumim preasfințitului Iosif Păuleț, episcopul diecezei romano-catolice de Iași, pentru prezența în emisiune. Așadar, ne pregătim în continuare de sărbătoarea de mâine, când de la ora 10:30, spuneam, va fi Sfânta Liturghie, în cadrul căreia Monseniorul Petrusescu va fi hirotonit episcop prin impunerea mâinilor preasfințitului Iosif Păuleț. Ne conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună!